Fix înainte de pandemie, tocmai începusem semestrul al doilea din anul treilea din universitate. Deci era așa o stare de entuziasm, de-abia începusem cursurile, materii noi, profesori noi. Și cred că cel mai important era faptul că eram activă, încă sunt activă în asociație și urma să particip împreună cu niște prieteni la un eveniment internațional la sfârșitul lunii martie. Cum a zis și Irina, erau foarte multe oportunități, foarte multe materii noi. Aveam materii legate de stoma. Primii ani sunt mai mult pe generală, mai mult orientativ, așa. Și începusem să avem materii legate de domeniul nostru. Și practica de vară era ceva la care toți ne așteptam foarte mult, pentru că am fi mers în cabinete și am fi văzut practic, dar s-a anulat, s-a anulat tot. Și eu îmi amintesc ziua în care ne-au trimis acasă, îmi amintesc ziua în care am plecat de la Sibiu. 12 martie. Era trenul plin de studenți de la universitate, din toate domeniile. La început, cred că a fost mai greu. A depins foarte mult și de profesori, cât de repede s-au adaptat. Cred că a fost greu și pentru noi, era ceva nou la început. Nu știai, aveai camera pornită, aveai microfonul pornit, se făcea microfonie și nu se înțelegea nimeni. Erau tot fel de probleme micuțe. Nu-ți mergea netul. Tot felul de probleme pe care acum chiar nu le mai ai găsit. Când ai o oră, te pui frumos la laptop, asigur că ai o conexiune bună la internet, dar înainte chiar a fost dificil. Odată pe partea de internet, conexiune, și era faptul că era ceva nou, dar și pentru că când mergi la facultate, ești într-un spațiu care trebuie să te focusezi. Trebuie să fii atent ca să fii cât mai multă informație, dar când ești acasă, ești într-un spațiu în care te simți foarte confortabil și e atât de ușor să fii distras de tot felul de activități și orice vezi în cameră sau în orice cameră în care ești, că îți iei micul dejun cu tine și mănânci la ore pentru că n-ai camera deschisă. Că n-ai, da. Ești foarte ușor distras. Aș mai vrea să adaug că pe lângă stresul sesiunii în sine, la examenele online era stresul de conexiune la internet. Am avut o colegă care creia, a picat netul și a trebuit să dea restanță pentru că n-a reușit să se încadreze în timp și să rea examenul. Și ăsta era un stres destul de mare, să te asiguri că merge, să te asiguri că, cum a zis și Irina, știi ce trimiți, unde trimiți. A fost un stres în plus. Cu prietenii și cu colegii chiar au devenit din ce în ce mai grele și asta, mai ales cu prietenii, de exemplu, era ușor să te duci la facultate și să ieșiți la un suc după sau să vă plimbați puțin, dar lucrurile acestea au devenit imposibile. Și cred că a fost și un sentiment general de panică și de frică, nu știi. Chiar dacă e prietenul tău, nu știi pe unde a fost și cu cine a fost și știi că el sau ea au grijă când ies afară, dar dacă prietenul lui lui n-are grijă, ce se întâmplă în cazul acesta? A fost, din punctul de vedere, a fost o perioadă foarte dificilă. Că despre activitățile din asociații care pentru mine l-au foarte mult timp și erau foarte importante în procesul de socializare și comunicare cu ceilalți și nu numai în România, dar și cu prietenii din afară. Cum am zis, urma să merg la un eveniment internațional și chiar eram foarte entuziasmată pentru că urma să întâlnesc câteva prieteni pe care nu-i mai văzusem de
un an sau doi. Și eram foarte, foarte fericită. Și faptul că acestea s-au anulat complet îți lasă un sentiment. Un sentiment rău, pur și simplu. Nu mai de tristețe, dar dezamăgire cumva. Dar cred că cumva o lecție importantă pe care am avut-o a fost să ne adaptăm și în acest sens. De la început cu restricția de să ai motiv să ieși a fost destul de greu de suportat. Îmi amintesc că și la sfârșit, după ce a trecut, la un moment dat m-am întors la Sibiu în toamnă și în noiembrie, din cauza numărului crescut de cazuri, a intrat în carantină și tot așa trebuia să ai motiv să ai declarație, să ai declarație oricând ieșai. Și îmi amintesc că singurele dăți când puteam să-mi văd prietenii sau să mă ies sau mă ieșeam, era când mergeam spre Lidl la cumpărături. Mă duceam la cumpărături, mă opream la ei la bloc să-i văd, să mai stăm la o vorbă așa și mă întorceam la cămin. A fost destul de neplăcut așa cum... Mă bucuram că îi văd, doar că știind că nu mai putem să mergem, cum a zis și Lina, la o plimbare, să ne vedem, nu știu, un parc, să stăm pe o pajiște, să ascultăm muzică, să... A fost destul de greu și mai e o restricție care cred că a fost destul de greu. La un moment dat a fost cea care viza cumva practica noastră, pentru că în cabinetele dentare la un moment dat s-au impus o grămadă de reguli, un număr limitat de pacienți, un număr limitat de pacienți care puteau să fie în sala de așteptare, un număr limitat de oameni în sala de consultație, cum ar fi numai asistenta, doctorul și pacientul. Și atunci, dacă mai erai și tu ca student acolo, deja nu intrai în plan. Și da, asta a fost destul de greu de suportat și ea. Mi-a afectat mult. Cred că pandemia m-a învățat cât de important este sănătatea pe primul loc. Pentru că atâția oameni au murit și atâția oamenii au pierdut pe cineva drag și au avut complicații din cauza virusului. Cred că până la urmă sănătatea este cea mai importantă și este important să fim alături de cei care au nevoie de noi și care trec prin momentele grele. Cum și ei, familia, prietenii, sunt alături de noi în momente grele. Este lecția la care m-am gândit și mă gândesc destul de mult în ultimul timp. Este pe primul loc. Sănătatea este cea mai importantă atâta timp cât suntem sănătoși și este foarte bine, avem oportunități, avem tot ce ne trebuie să putem să mergem mai departe. Dar eu... aș putea spune că am învățat că cea mai importantă resursă pe care noi o avem suntem noi înșine. Până la urmă avem doar o viață și dacă noi nu investim în noi, în lucrurile care ne plac, în oamenii pe care îi considerăm importanți, și nu doar la modul să spunem îmi place să petrec timp cu familia, dar de fapt să te duc să vizitezi o dată la trei luni, ci să investești în timpul acela pe care îl petreci cu oamenii dragi, să investești în hobby-uri, să investești în oportunități care te pot ajuta să te dezvolți, și mai ales ca student, este extrem de important. Cum am spus, ai o singură viață. În ce să investești atât de mult în tine?